Bine, bună ziua! 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 Bună tradiție, să începem și noi anii salută cu toți. Cum? Mă bucur că... Așa, bună ziua tuturor, stimați cetățeni, stimați colegi, astăzi am plăcerea să îl salut la Chișinău pe prietenul nostru, domnul Ciucă, președintele Partidului Național Liberal și președintele Senatului României. Vizita are loc într-un context foarte special, între două, ca zic așa, evenimente politice. Pe de o parte vorbim despre o perioadă post-electorală în Republica Moldova, vorbim de referendum, vorbim de alegerile prezidențiale, o să-l informez despre cum au decurs aceste procese, care au fost în primul rând provocările fără precedent la adresa nu doar procesului electoral, dar la adresa securității statului. Vorbim de imixtiunea brutală a grupărilor criminale, în spatele cărora s-a aflat foarte clar, să o spunem, Federația Rusă. Spuneam că vizita între două evenimente, sigur vorbim și despre procesul electoral din campania electorală din România. Iarăși avem două evenimente în una, da, într-o campanie, alegerile parlamentare și alegerile prezidențiale, în care Partidul Național Liberal va juca un rol foarte important. De asemenea, vom discuta despre procesul de integrare europeană, PNL și PAS fac parte din marea familie politică europeană, Partidul Popular European. Acesta a fost și este un avantaj extraordinar pentru Partidul Acțiunii și Solidaritate. Contribuția PNL, contribuția europarlamentarilor, politicienilor, miniștrilor, deputaților, senatorilor a fost una extraordinar de mare atunci când s-au luat decizii foarte importante prin parcursul european al Republicii Moldova. Desigur, nu putem să nu menționăm aici ajutorul enorm, generos și constant al României, că vorbim de proiecte de infrastructură, că vorbim de proiecte în domeniul culturii, că vorbim de toate inițiativele de care beneficiază, a beneficiat și va beneficia Republica Moldova din partea României. Sigur, spuneam la început, vom avea un schimb de opinii privind cum putem ajuta colegii noștri de la Partidul Național Liberal în procesul de mobilizare a votanților, celor care au drept de vot în Republica Moldova. Republica Moldova este, adică așa, cea mai mare concentrație de votanți cu cetățenii români care au dreptul să voteze. Noi am avut un exercițiu foarte bun vara aceasta, în cadrul alegerilor europarlamentare, ați fost martori cu toții, o prezență foarte bună, foarte bună comparație, și lucrurile pot fi comparate cu 2019. De, practic de 3 ori aproape s-au mărit numărul celor care au dorit să voteze, iar expresia votului lor în cadrul alegerilor europarlamentare a fost nu altceva decât participarea cetățenilor Republicii Moldova în procesul de luare a deciziilor politice la nivelul Uniunii Europene. Da? A deține pașaportul României din partea cetățenilor Republicii Moldova, care este un drept în virtutea, da, și circunstanțelor care au, atunci când buneii noștri au pierdut acea cetățenie, n-a fost doar o corectare a acestei nedreptăți, dar iată, cetățenii noștri au avut ocazia și deja înțeleg că prin acest drept, prin această cetățenie europeană, atenție, poți participa, poți decide cine te reprezintă mai bine în cadrul Parlamentului European, un for foarte important
L-avem aici prezent și prietenul nostru, Zice Mureșan, care este o portavoce a Republicii Moldova, a tuturor acelor inițiative de care ați văzut și dumneavoastră, am beneficiat constant și sunt sigur că vom beneficia și în perioada imediat următoare. Vom analiza riscurile, vom face un schimb de opinii privind evoluția evenimentelor din zonă, ceea ce am simțit noi, mă refer la atacurile fără precedent la adresa securității, democrației Republicii Moldova, nu pot fi privite izolat doar pentru Republica Moldova. Magnitudinea acestui fenomen este mult mai mare, mult mai periculoasă. Spun lucrul ăsta că pot fi și trebuie să fie luate în calcul și în cadrul electoralei din acest an, din noiembrie-decembrie, din cadrul alegerilor parlamentare și prezidențiale din România. Bineînțeles, o să-i ajutăm pe colegii noștri, fiind membri aceiași familii politice europene. PNL a fost tot timpul alături de noi, ne-a ajutat enorm de mult, ne ajută și contăm unul pe ajutorul altuia în aceste momente cruciale, aș spun eu. Republica Moldova are nevoie de o Românie europeană, democratică, stabilă, să avem și noi credem că o să avem și în continuare interlocutori cu care o să continuăm toate proiectele noastre mărețe și o să avansăm cât mai repede în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Domn președinte, dragă Siegfried, încă o dată vă zic bine ați venit la Chișinău. Suntem onorați și vă ofer cu drag cuvântul. Bună ziua! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această primire și colaborarea pe care noi am dezvoltat-o în această perioadă și cred că trebuie să încep prin a-i felicita pe cetățenii Republicii Moldova pentru că au ales continuarea parcursului pro-european al țării. Trebuie să o felicit pe doamna președintă Maia Sandu pentru că a reușit să transmită acel mesaj de continuitate și coerență în procesul de aderare al Uniunii la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Este singura modalitate prin care se poate crește nivelul de trai pentru cetățeni, se poate intra pe acel făgaș de dezvoltare economică și se poate ajunge la ceea ce ne dorim cu toții și anume dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. A spus domnul președinte un pic mai devreme că Republica Moldova are nevoie de o Românie stabilă, o Românie care să continue să sprijine întreg acest proces tehnic pe care l-ați început și eu voi spune că și România are nevoie de Republica Moldova să-și mențină acest parcurs european. Este un demers pe care l-am înțeles și pe care l-am sprijinit încă din momentul în care s-au ivit condițiile pentru și oportunitatea pentru a intra în acest parcurs pro-european al Republicii Moldova. Am fost prim-ministru al României și am reușit ca împreună să trecem cu bine peste tot ceea ce a însemnat perioada aceea complicată din 2022 de la invadarea Ucrainei de către forțele armate ruse la perioada de inflație, de criză energetică și vă spun că am făcut-o din tot sufletul pentru că așa simțeam că este de datoria noastră, era un act de solidaritate, de empatie și ce poate fi mai firesc, mai normal decât să
ajuți atunci când cineva are nevoie. Ca atare, domnule președinte, pentru tot ceea ce a însemnat această colaborare și coordonare între noi, vă mulțumesc. Vorbim de două partide politice care aparțin aceleiași familii europene, și anume Partidului Popular European, cum ați menționat și dumneavoastră, și acolo a existat foarte mult sprijin. Îl avem aici pe unul dintre vicepreședinții Partidului Popular European, care a trudit, a muncit foarte mult pentru ca Republica Moldova să se înscrie coerent în parcursul de aderare la Uniune. Acum, pentru noi contează foarte mult cine conduce la Chișinău. Pentru noi este foarte important că Maia Sandu a reușit să fie realeasă și să continue în al doilea mandat să coordoneze și să monitorizeze și să asigure leadership-ul pentru tot ceea ce înseamnă parcursul european al Republicii Moldova. Cum la fel de bine contează cine va fi forța politică din Republica Moldova. Și îmi doresc din tot sufletul să continuăm cu această consistență a pasului, pentru că ei știu cel mai bine tot ceea ce a însemnat procesul de aderare, de la inițierea, de la deschiderea negocierilor până în momentul în care, iată, ajungem să intrăm pe dosarele tehnice și să deschidem dosarele tehnice de aderare la Uniunea Europeană. Și sunt convins că și pentru dumneavoastră și pentru Republica Moldova contează cine conduce la București, și din poziția de președinte și din poziția de partid care să fie în măsură să asigure guvernarea, o guvernare de dreapta îndreptată către tot ceea ce poate să însemne prosperitatea și siguranța cetățenilor. Eu sunt convins că, așa cum am discutat și înainte de primul tur al alegerilor, pentru că am fost aici la Chișinău și ne-am coordonat cu domnul președinte, am avut linii de dialog și de sprijin la nivel politic în România și în diaspora, pentru că este normal să avem această cooperare. La fel vom proceda și în continuare pentru a ne sprijini reciproc din punct de vedere politic pentru îndeplinirea acestor obiective. Ca atare, am înțeles foarte bine toate situațiile prin care a trecut Republica Moldova, toate aceste mașinațiuni și instrumentări care au fost puse în practică de către forțele ostile democrației în Republica Moldova, încercând să manipuleze și să dezinformeze electoratul atât înainte de primul tur al alegerilor și de votul la referendum, cât și la turul 2 al alegerilor prezidențiale. Lucrul acesta nu s-a întâmplat doar în Republica Moldova și sunt date, sunt evidențe clare ale instituțiilor de securitate din Statele Unite. Rusia a încercat să interfereze inclusiv la alegerile prezidențiale din Statele Unite. Ca atare, și noi în România vorbim și atragem atenția alegătorilor noștri despre tot ceea ce înseamnă continuarea parcursului democratic, liber, pro-european al României. Partidul Național Liberal este cel mai pro-european și cel mai pro-atlantist partid politic din România. Și trebuie să facem absolut totul astfel încât partidele care se constituie a fi portavocea Moscovei în România, vorbesc de AUR și de SOS, să nu poată să intre în aceste combinații politice, astfel încât să fie denaturat rezultatul final al alegerilor și România să fie abătută de la tot ceea ce înseamnă
acest parcurs de continuare a dezvoltării economice și de consolidare a rolului pe care țara noastră îl joacă în zona Mării Negre, îl joacă în zona răsăriteană a Europei. Ca atare, domnule președinte, eu vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea și disponibilitatea pentru a putea să ne coordonăm în continuare. Vreau să mai subliniez un singur lucru. Este aici, alături de mine, eurodeputatul Siegfried Mureșan, de la nivelul de președinte al Partidului Național Liberal. Am dat sarcină tuturor europarlamentarilor noștri să se ocupe și să-și concentreze atenția pe tot ceea ce înseamnă măsurile și proiectele de la nivel european pentru sprijinirea parcursului de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. De altfel, Siegfried Mureșan a fost nominalizat ca raportor în interiorul Comisiei de Buget Finanțe pentru proiectul care prevede acordarea a 1,8 miliarde de euro în interiorul planului de creștere propus de către Comisia Europeană. Urmează ca foarte curând să existe un raportor și la nivelul Comisiei de Politică Externă, iar estimarea noastră, targetul nostru de timp pentru ca acest proiect să fie aprobat în Parlamentul European va fi în luna ianuarie, nu mai târziu, de februarie, astfel încât planul să devină operațional până în vara anului viitor. Va fi un plan care asigură finanțare pentru proiectele strategice pe care conducerea politică a Republicii Moldova le va decide. Va fi un sprijin financiar de mare ajutor pentru ca cetățenii să fie cei care resimt toate aceste beneficii ale aderării la Uniunea Europeană. Vom continua să sprijinim din punct de vedere tehnic pe tot ceea ce înseamnă detaliile acestea care sunt firești în procesul de aderare. Avem specialiști, avem oameni care au fost implicați în parcursul României pentru aderare la Uniunea Europeană și trebuie să împărtășim și să vă sprijinim în tot acest proces. Ca atare, eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizită, pentru organizarea acestei vizite. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a putea să discutăm împreună cu PAS această consolidare a relațiilor politice între Partidul Național Liberal și PAS. Sper foarte mult ca și cetățenii Republicii Moldova să vadă acest parcurs ca unul firesc, evident, mult așteptat și care să se concretizeze la fel cum s-a concretizat pentru cetățenii români. România, din 2007 până în prezent, a beneficiat de sprijin financiar din partea Uniunii Europene de aproximativ 65-67 de miliarde de euro. Tot ce am reușit să dezvoltăm în infrastructura mare și în proiectele care vizează educația, sănătatea, inclusiv dezvoltarea economică, au venit pe cele două linii de finanțare, fondurile de coeziune încă din momentul anului 2007 și ulterior după criza pandemică prin planul de redresare și reziliență prin PNRR, care au asigurat suport financiar consistent pentru România. Același lucru se va întâmpla și veți vedea și în momentul în care acest plan de creștere va deveni activ, vor intra pentru prima dată prefinanțările și după aceea, în funcție de proiecte, veți derula și veți dezvolta
tot ceea ce dumneavoastră decideți. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă stăm la dispoziție. Natalia Ciucu, jurnalistă de la Moldova. Domnul Gros, ați vorbit despre provocări venite din partea Federației Ruse. Vedem că ieri au căzut două drone în teritoriul Republicii Moldova. Care va fi reacția Chișinăului? Pentru că vedem că securitatea cetățenilor este pusă în pericol. Va fi convocat ambasadorul Federației Ruse aici la Chișinău, va fi convocat la Ministerul de Externe. Și domnul Ciucu, ați vorbit despre un plan despre finanțări pentru parcursul de aderare a Republicii Moldova. Dacă în acest plan se includ și care va finanțări privind securitatea pentru domeniul apărării din Republica Moldova? Da, am avut acele două incidente, unul la sud și unul la nord. Acum instituțiile de forță de securitate cercetează foarte atent aceste aparate de zbor, vorbim despre drone, da, cât de mare este pericolul, pentru că în toată, ca zic așa, mașinăria asta de război sunt drone care au componente periculoase, sunt care au menirea doar de a sustrage atenția și a crea ținte false, hai zic așa, a sustrage apărarea antiaeriană a Ucrainei. După ce vom avea concluziile, evident, vom avea și un dialog cu reprezentantul statului care lansează și prin astfel de acțiuni atentează și pe această cale la securitatea Republicii Moldova. Deci urmează discuții. Un lucru vreau să profit de ocazie, să rog cetățenii atunci când văd asemenea obiecte zburătoare, aceste obiecte, vă rog să anunțe imediat poliția, să nu se apropie de ele, să se țină la distanță, să aibă grijă și alte persoane să nu se apropie și să anunțe imediat poliția pentru a interveni și a izola zona și a face toate acțiunile conform protocolelor care există. Planul de creștere prin această finanțare la nivelul Uniunii Europene este menit, așa cum sunt convins că s-a discutat atunci când președinta Comisiei, doamna Ursula von der Leyen, a fost la Chișinău, este menit să finanțeze domeniile strategice și, din ce știu, minimum de detalii, pentru că nu am cum să știu toate aceste elemente, vizează elemente de infrastructură mare, elementele de servicii medicale, elementele de sistemului de educație și celelalte probabil că sunt chestiuni pe care le vor stabili la nivelul guvernului, la nivelul sigur, în acord comun la nivelul conducerii politice a Republicii Moldova. Ceea ce vă pot spune din experiența mea ca prim-ministru pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență este să nu îl spargeți în obiective mici și nenumărate, pentru că la noi, de exemplu, Planul Național de Redresare și Reziliență conține sute de jaloane și de ținte. Ori aici, la nivel de țară, este important să folosiți acești bani pentru obiectivele cu adevărat relevante, care să asigure la rândul lor, după ce au fost puse în funcțiune, dezvoltarea pe orizontală și deschiderea de căi pentru a putea să existe conexiuni și legături cu următoarele finanțări. Pentru că aici vorbim doar de un plan. Odată ce se avansează în procesul de aderare, se deschid și celelalte oportunități de finanțare și ele trebuie conectate. Adică nu vă duceți în obiective multe și mici. Important este să rămâneți în obiectivele mari, strategice, relevante, care la rândul lor ulterior se poate să fie conectate cu celelalte. Colegii, cum se întâmplă, vă rog, suntem în decizia domnului Sulu. S-a discutat anterior în partid despre această decizie și unde se va regăsi acesta după guvern? Este decizia dumnealui. Am discutat cu dumnealui.
noi, așa cum am spus și cu alte ocazii, Andrei a făcut un lucru extraordinar. Este unul din puținii miniștri care lucrează foarte mult, a lucrat foarte mult. A inițiat proiecte, iată, satul european, dacă vorbim, cel mai cunoscut, cele două ediții plus satul expres. Toate deblocările pe cele mai mari proiecte de infrastructură, drumuri, poduri și așa mai departe. Problema securității energetice. Deci sunt subiecte care au, la care Andrei a contribuit foarte mult. Acum trebuie să recunoaștem că Andrei a fost supus unui tir nejustificat de atacuri din partea celor care vor să revină la obiceiurile vechi de a fura din bugetul statului. Ei s-au adus învinuiri nejustificate, cred eu, fără a prezenta probe. Unele instituții chiar au mers mai departe și au intentat dosare pe anumite lucruri, fără a prezenta probe. Dânsul a considerat că la acest moment este bine să facă un pas în spate. Așa cum ați văzut, nu doar din executiv, dar și din partid, mi-a anunțat de lucrul ăsta. Este decizia dumnealui, noi o respectăm și da, îi dorim să treacă peste această perioadă, pentru că avem de lucru foarte mult. Avem de lucru și țara are nevoie de fiecare din cei care ține la țară, înțelege cât e de mare povara, gravitatea, și eu sunt sigur că o să-și găsească un rol în tot acest proces. Mersi! Mersi mult! Mulțumesc frumos! O zi bună! La revedere! La revedere!